Dani și Diana au primit cadou un pepene și i-a servit și pe ceilalți cine a vrut s-a așezat la masă și a luat câte o felie. Apoi au început să vorbească despre faptul că ei au 600 de lei amendă în casa băieților săptămâna aceasta. Cătălina zicea, păi și așa relaxat vorbiți despre lucrul acesta. Dani zicea, păi și ce să facem? Și dacă ne văităm și ne agităm, ce rezolvăm? Asta e, și dacă avem 300 de rom pe săptămână, zicea Dani, cumpărăm cartofi, mâncăm cu pâine și tot trăim. Maria spunea, bărbații nu vor să aibă probleme în viață și de aceea tratează lucrurile așa relaxat. Vlad zicea apoi că 250 de lei sunt amendă numai de la Dani. Și Maria a zis, păi de-aia vorbește el relaxat despre amenzi, că el e de vină. Ziceau băieții că Dani și Antonio au luat amenzi toată săptămâna și de aceea s-a strâns atât. Apoi zicea Dani, păi ca voi că luați numai iaurturi de 90 de lei. Hatice s-a sesizat imediat și a zis, păi și de-aia nu poți tu să mănânci de iaurtul meu. Și Dani a zis, păi n-am știut că e vorba de tine, am auzit și eu o discuție pe aici că se cumpără iaurturi de 90 de lei. Apoi fetele au zis că mănâncă multă lume iaurturi în casa fetelor și ziceau băieții, asta e, noi am cumpărat 12 doze de bere, cârnați de bere și cârnați picanți și cam asta o să mâncăm toată săptămâna. Maria a completat, dacă era la noi o amendă de genul ăsta, sărea casa în aer cu siguranță.